în cele ce urmează eu mă voi referi la starea de lucru care este în Chișinău referitor la colectarea și transportarea deșeurilor. Ce întreprinde primăria pentru a soluționa această problemă și care sunt recomandările noastre, care este conceptul nostru cu care venim pentru soluționarea acestei probleme. În primul slide, după cum vedeți, este descrisă structural cum are loc colectarea deșeurilor în municipiul Chișinău, și anume 15% din blocurile locative încă la momentul actual utilizează ghenele, iar celelalte 85% sunt colectate cu ajutorul platformelor de colectare a deșeurilor, care sunt dotate cu containere de tip deschis sau închis. Transportul cu care este evacuat aceste deșeuri și, în principal, transportul care îl deține regia autosalubritate, este la fel destul de învechit. Circa 45% din autospeciale au o vechime de peste 15 ani, 42% au vârstă de 8-10 ani și doar 7% sunt mai noi de 7 ani. După cum vedeți în această scurtă prezentare, este învechită nu doar tehnica cu care este transportată deșeurile, dar și modul de colectare. Împreună acești doi factori au favorizat o stare foarte jalnică de lucruri care este în municipiul Chișinău și în preajma tuturor platformelor de colectare, pe care le puteți vedea aici în cel de-al doilea slide. Cam așa arată marea majoritate a platformelor de colectare a deșeurilor la ora actuală în municipiul Chișinău. Și asta se datorează la acești doi factori care i-am enunțat mai sus. În primul rând, în poza aici puteți vedea, primul exemplu sunt tomberoanele sau containerele de tip deschis, care datorită faptului conceptului lor construite, ele sunt deschise și de aceea permit ca vântul sau animalele fără adăpost să împrăștie prin preajmă acest gunoi. Pe de altă parte, este și încărcarea gunoiului.